Doamne ajută! În acest material am pregătit o culegere de învățături și sfaturi ale Sfinților Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe, care constituie pentru suflet o apă vie, o adevărată hrană duhovnicească, comoară de care nimeni nu ne va putea păgubi. Așa cum trupul are nevoie de mâncare și de odihnă, la fel și sufletul are nevoie să fie hrănit, să fie cultivat. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat și ne învață că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. El se referă aici la viața sufletului care, dacă este lipsit de comuniunea sau de legătura cu Dumnezeu, ajunge flămând și însetat, iar noi știm că atunci când un om, iar aici mă refer la trup, este lipsit de hrană sau de apă pentru prea mult timp, sfârșește în moarte. La fel și sufletul omului, cu cât petrece mai mult timp departe de Dumnezeu, cu cât devine mai flămând și mai însetat de Dumnezeu, ajunge să se stingă și să moară. Astăzi observăm că marea majoritate a oamenilor trăiesc ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Nici nu vor ca Dumnezeu să existe sau să știe că există un Dumnezeu deasupra lor. Aceștia se îngrijesc mai mult de trup și de cele materiale, uitând că sunt trecătoare și că sufletul este partea cea mai nobilă a omului, pe care trebuie să-l cultive pentru a nu rămâne în moarte duhovnicească sau sufletească. De aceea și Dumnezeu, ca pedeapsă, îi lipsește de darul credinței și al cunoașterii de Dumnezeu, pentru că a simți prezența lui Dumnezeu în creație și în oameni este tot un dar al Duhului Sfânt. De aceea și spune Dumnezeu că nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup, adică cu sufletul mort. Noi știm că Hristos a venit în lume pentru a ne ridica din moartea veșnică la viața veșnică. Sfântul Ioan Evanghelistul spune că viața veșnică aceasta este, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Iar cuvintele Sfinților Părinți ca purtători ai Harului Duhului Sfânt, pe care l-au dobândit cu multă rugăciune și dragoste față de Dumnezeu, ne sunt nouă călăuze către cunoașterea lui Dumnezeu. Sunt adevărate busole care ne indică cu siguranță direcția cea bună, calea directă și strâmtă a Evangheliei, calea care duce la împărăția cerurilor. Așadar, voi da citire cuvintelor Sfinților Părinți, vă mulțumesc, vă urez toate cele bune și vă doresc audiție plăcută. Bătrânul Porfirie zicea: viața fără Hristos nu este viață. Dacă nu-L vezi pe Hristos în toate faptele și gândurile tale, tu trăiești fără Hristos. Același bătrân adăuga: Hristos este prietenul nostru, fratele nostru. El este tot binele și toată frumusețea. El este totul. În Hristos nu este nici tristețe, nici melancolie, nici introvertire atunci când omul este copleșit de gândurile și împrejurările care l-au apăsat și l-au rănit. Hristos este bucurie, viață, lumină, lumină adevărată, care îl îmbucură pe om, îi dă aripi, îi descoperă toate lucrurile, îl fac să vadă toate creaturile, să sufere dinpreună cu toți și să le dorească tuturor să fie cu Hristos și aproape de El. Amfilohie, bătrânul din Patmos, zicea despre omul care îl uită pe Hristos din pricina numeroaselor sale ocupații: adesea Hristos vine și bate la poarta ta. Tu îl faci să se așeze în antecamera sufletului tău și, absorbit de ocupațiile tale, uiți de dumnezeiescul vizitator. El așteaptă ca tu să trândăvești, așteaptă și apoi, dacă tu întârzii prea mult, el se ridică și pleacă. Uneori însă ești atât de ocupat că îi răspunzi de la fereastră. N-ai nici atâta timp încât să-i deschizi ușa. Același bătrân zicea: omul care nu-L are pe Hristos în el vede toate lucrurile sumbre și dificile. Și încă, până ce inima omului nu este locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi.
Asupra aspectelor providenței lui Dumnezeu, pe care omul le ignoră, bătrânul Porfirie zicea: oamenii pot ajunge la o întunecare a conștiinței văzând, zicând așa, neantul din fața lor și cugetând: noi cădem în neant, suntem pierduți, iar din spate suntem războiți. Atunci revin la Dumnezeu și luminează credința noastră ortodoxă. Dumnezeu lucrează în taină și nu vrea să influențeze libertatea omului. El conduce evenimentele în așa fel încât omul să călătorească încet acolo unde trebuie. Bătrânul Epifanie zicea: lecțiile pe care ți le dă Dumnezeu sunt total diferite de cele pe care ți le dau oamenii. Pentru noi, 2 și cu 2 fac 4, dar pentru Dumnezeu, 2 și cu 2 pot face 5 sau 6. Antim, bătrânul din Chios spunea: fără voia lui Dumnezeu, o piatră nu poate fi mișcată, nici o frunză de copac nu se poate clătina ca să cadă pe pământ. Bătrânul Eusebiu, de la frăția Zoi, scria unui fiu de-al său duhovnicesc: atunci când Dumnezeu se îndepărtează de om, acesta nu numai că se păgubește în tot felul de păcate și nedreptăți, dar el pierde și credința. Dumnezeu te-a făcut creatura sa și prin credința ta în el și voința ta de a crește după voia sa, el te face copilul său, prevăzând toate lucrurile ca un tată plin de dragoste și are grijă de viitorul tău ca tu să devii desăvârșit. Despre mijloacele pe care le întrebuințează Dumnezeu pentru a-l ajuta pe om, bătrânul Antim zicea: bunul Dumnezeu nu încetează să-i dea sugestii bune omului. Uneori îl luminează, alteori îi trimite o mângâiere prin intermediul unei persoane, alteori îi dă un semn. Mila nesfârșită a lui Dumnezeu se folosește de toate căile posibile pentru a-l apropia pe om de sine și a-l mântui. Bătrânul adăuga: Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un părinte duhovnicesc pe care îl face să-l cunoască pentru a-l îndruma, fie printr-un înger care luminează, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează sau printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Bătrânul Ieronim zicea: fiți atenți la felul în care vă petreceți ziua de astăzi, iar viitorul încredințați-l providenței divine. Dumnezeu vă va ajuta. Ceea ce este cu voia lui Dumnezeu se va face. Nu vă chinuiți mintea gândind la viitor. Dumnezeu vă ajută. Referitor la dragostea lui Dumnezeu pentru om, bătrânul Antim, noul sfânt din insula Chios, sublinia: Dumnezeu nu-i separă pe drepți de păcătoși, nici nu-i compară pe cei răi cu cei buni. Albina, dacă găsește un pic de zahăr pe o scrumieră, nu este important cât de murdară este aceasta, va lua zahărul pentru a face din el miere. Dumnezeu nu se uită dacă omul se găsește în păcat sau în virtute, nici dacă este bun sau rău. El caută doar momentul în care să se apropie pentru a-i veni în ajutor. Bătrânul Amfilohie dădea acest sfat: iubește-L pe unicul Dumnezeu ca toți să te iubească. Nu numai oamenii te vor iubi, ci și viețuitoarele fără rațiune, căci atunci când harul divin se manifestă, el atrage ca un iubitor tot ce este înaintea lui. Și nu numai că te vor iubi, ci te vor și respecta, căci pe chipul tău va străluci fața curată și feciorelnică a celui pe care tu îl iubești și adori. Bătrânul Iosif Isihastul le zicea călugărilor săi: ceea ce nu-i dăm lui Dumnezeu spre a fi întrebuințat de el, este întrebuințat de diavol. De aceea Domnul ne-a dat poruncă să-l iubim din tot sufletul și din toată inima, pentru ca cel rău să nu găsească nici loc, nici odihnă pentru a locui în noi. Despre iubirea pe care trebuie să o avem față de Hristos, bătrânul Amfilohie zicea: până ce inima noastră nu este locuită de dragostea lui Hristos, nu putem face nimic.
Suntem ca niște bărci fără carburant în motor. Și el adăuga, să ne aducem aminte de Hristos cu dragoste și atunci inima noastră va tresălta de bucurie. Dragostea niciodată nu se sfârșește. Chiar dacă se adresează la mai mulți, nu se împuținează. Bătrânul Epifanie zicea, dragostea adevărată se aseamănă cu flacăra unei lumânări. Oricâte alte lumânări s-ar aprinde din ea, flacăra primeia rămâne întreagă și nu se micșorează deloc. Și fiecare nouă lumânare are aceeași flacără ca și precedentele. Bătrânul Iosif spunea, când harul lucrează în sufletul celui ce se roagă, dragostea lui Dumnezeu îl copleșește și el nu poate decât să suporte ceea ce resimte. Această dragoste se întoarce apoi spre lume și spre oameni pe care îi iubește într-atât încât cere să ia asupra sa toate nenorocirile și suferințele omenești pentru a-i ușura pe alții. În general, această dragoste compătimește cu toate ispitele și încercările, chiar cu cele ale ființelor fără rațiune, până acolo încât plânge gândindu-se că acestea suferă. Acestea sunt caracteristicile dragostei care provoacă și suscită rugăciunea. De aceea, mari rugători nu încetau de a mijloci pentru lume. Ni se pare străină și cutezătoare rugăciunea lor, dar ea prelungește viața pe pământ. Să știți că dacă acești rugători ar dispare, acesta ar fi sfârșitul lumii. Bătrânul Ieronim zicea, vrei să iubești oamenii? Iubește-L pe Hristos și vei vedea cât îi vei iubi pe oameni, chiar dacă nu vrei. Dragostea care vine din dragostea lui Hristos este dragoste puternică și veritabilă. Iubește-L pe Hristos! Dragostea este semnul după care se recunosc creștini. Bătrânul Amfilohie zicea, noi trebuie să avem dragoste față de persoana lui Hristos. Această dragoste este necesară vieții sufletului nostru. Dragoste față de creaturile lui Dumnezeu, față de animale, de copaci, de flori, de păsări și mai ales față de om, cea mai perfectă dintre toate creaturile lui Dumnezeu. Același bătrân povățuia, dragostea cerească să-ți umple mereu inima, copilul meu. Umple-o numai de doriri înalte și dumnezeiești. Te vei bucura atunci de șoaptele dumnezeiești ale ființei adorate, care se bucură să vorbească cu tine atunci când inima ta a devenit tronul său. Trebuie să-ți păstrezi neîncetat inima ca un chivot sfânt și imaculat. Noi îi admirăm pe sfinții părinți ai bisericii noastre pentru nevoințele ascetice pe care le-au împlinit. Dar oare ce le dădea forță de a le îndruma? Bătrânul Antim sublinia, părinții aveau platoșă credința neclintită în Dumnezeu și străluceau de doriri sfinte. Dumnezeu îi lăsa să simtă încercarea suferințelor atât cât voia, apoi le dădea harul său și socoteau ca nimic aceste suferințe. Despre dragostea pe care trebuie să o avem pentru cei ce ne stânjenesc și ne chinuiesc, bătrânul Porfirie zicea, orice om care ne necăjește, ne face rău, ne calomniază sau este nedrept cu noi, este unul dintre frații noștri căzut în mâinile diavolului. Până ce îl întâlnim pe acest frate, noi trebuie să plângem mult, să suferim dinpreună cu el și să ne rugăm lui Dumnezeu în liniște și cu stăruință, ca în ceasul dificil al ispitei să ne întărească și să aibă milă de fratele nostru, victima diavolului. Și Dumnezeu ne va ajuta atât pe noi, cât și pe fratele nostru. Despre dragostea față de aproapele, bătrânul zicea, când fratele nostru face o greșeală, noi trebuie să-i suportăm ispita. Adevărata dragoste ne inspiră să facem sacrificii pentru aproapele nostru. Fără sacrificiul din partea noastră, dacă îl judecăm pe fratele nostru care a păcătuit, îl facem să cadă și mai jos. Și invers, printr-un sacrificiu al dragostei noastre și prin rugăciunea noastră tainică pentru el, îi trezim conștiința care se educă și îl judecă. Atunci el se pocăiește și se îndreaptă. Bătrânul Iosif zicea,
În prezența uneia despre care știi că te bârfește și te denigrează, este aproape imposibil să nu te tulburi înăuntru tău, chiar dacă te forțezi să rămâi nepăsător. Dar, prin iertare și rugăciune pentru acea persoană, tu contrabalansezi rana și tristețea. Bătrânul Filotei sublinia importanța dragostei. Dacă un om construiește o casă și o lasă fără acoperiș, această casă nu-i folosește la nimic. La fel este și omul care a dobândit toate virtuțile și n-are dragoste. Este ca o casă fără acoperiș. Pentru a dobândi dragostea, același bătrân învăța. Omul blând se curățește de păcatele sale, căci Dumnezeu locuiește în el. Omul curățit de păcate este iluminat de razele Duhului Sfânt și dobândește dragostea. Bătrânul Porfirie zicea, Hristos locuiește în sufletele adevăraților creștini și ei nu pot decât să iubească pe toți oamenii, inclusiv pe dușmanii lor. Și adăuga, corana dragostei noastre față de prieteni are și corpuri străine. Interesul, recompensa, vanitatea, slăbiciunea sentimentelor, simpatia pătimașă, în timp ce corana dragostei noastre față de vrăjmași este pură. Vocea iubirii schimbă inima împietrită a oamenilor. Bătrânul Porfirie învăța, dragostea lui Hristos trebuie să atingă tot universul, chiar și pe hip din Matala. Aș dori mult să mă aflu acolo cu ei, nu pentru a păcătui împreună cu ei sau pentru a-i critica pe acești oameni, ci pentru a trăi cu ei, bineînțeles, fără a păcătui și a lăsa dragostea lui Hristos care schimbă ființele să le vorbească ea însăși. Ascultarea este o condiție a dragostei. Bătrânul Iosif Isihastul zicea, nu există dragoste adevărată fără supunere. Cum poți tu să iubești și să slujești altora dacă nu te supui voinței lor? Fiecare faptă de dragoste adevărată este slujire și cei ce practică ascultarea fac o dublă lucrare. Pe de o parte își arată încrederea în cel ce poruncește și pe de altă parte pusă în practică prin serviciu dragostea ce îl oferă. Bătrânul Amfilohie zicea, eu am fost născut pentru a iubi pe toți oamenii. Că sunt turci, negri sau albi, nu mă interesează. Văd pe chipul fiecărui om chipul lui Dumnezeu. Și pentru acest chip al lui Dumnezeu, eu sunt gata la orice sacrificiu. Gheorghe, bătrânul din Drama, de asemenea îi învăța pe creștini să fie iubitori. Creștinul care iubește pe toți oamenii și mai ales îi iartă pe cei ce i-au făcut rău, merită să primească răsplata de la Dumnezeu. Căci dacă împlinim toate faptele bune, dar nu-L iubim pe aproapele, nu facem nimic. Suntem un zero, un nimic. Iubirea frații mei, iubirea o cere Dumnezeu de la noi. Bătrânul Porfirie zicea, pentru ca tot să te iubească, trebuie ca tu mai întâi să iubești.